Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Praful saharian a învăluit toată țara și s-a depus în aproape toate regiunile. Medici avertizează asupra problemelor respiratorii pe care le poate provoca. 7 oameni au fost răniți într-un accident de circulație în Deva, mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise la intervenție, victimele au ajuns la 2 spitale. Iar judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu poate fi suspendată din funcție, CSM discută astăzi cazul său. Magistrata a cerut buletinul uneia dintre victimele decedate în accident. Praful saharian a acoperit România. Efectele acestui fenomen s-au văzut cel mai bine în această dimineață după ploaia de noaptea trecută. Colegul meu, Bogdan Ocnaru, vine cu detalii. Bogdan, bună ziua! Cum arată capitala astăzi? Bună ziua! Avem praful ăsta de câteva zile în atmosferă, dacă nu de o săptămână, așa cum spun specialiștii. Sigur, cel mai bine am văzut ce s-a întâmplat exact în această dimineață. Azi noapte a plouat destul de mult, mai ales în zona județului Ilfov, în zona Bucureștiului, și se vede că praful s-a depus peste tot pe mașini. Am o sticlă cu apă. Și îl rog pe Marius să se apropie de mine, pe colegul meu, ca să vedeți exact cum și cât de gros este praful ăsta. Iată că nu se ia pe apă. Uite, Marius, e un praf roșiatic, cărămiziu, un praf, așa cum spun specialiștii, e plecat din zona Saharei și a venit spre această zonă a Europei. În România sunt afectate mai multe regiuni, așa cum spuneam la început, județurile Ilfov, Capitala, Călărașul, Ialomița, cam tot ce e în sudul și în estul țării. Așa cum spun meteorologii, din cauza vântului, cel mai probabil norul de praf se va duce undeva spre zona de nord a țării și, repet, informația se vede și vom vedea urmările atunci când va ploua. A plouat mult, așa arată mașinile din București. Eu sunt într-o parcare din nordul capitalei și astea sunt mașinile. Mai încercăm o dată și cu apă. Oricum, internetul este plin de poze, de filmulețe, toată lumea a surprins și a încercat să arate exact efectele. Trebuie spus și ceea ce spun medicii și recomandă în această perioadă, tot acest praf, toate aceste particule sunt în atmosferă, evident că pot influența căile respiratorii, pot să provoace tuse, pot să provoace strănut și, așa cum tot medicii spun, acest praf și aceste particule pot să aibă efecte mult mai grave asupra celor care au deja probleme respiratorii cronice, deci deja probleme care există. Sfatul este să, cel puțin pentru următoarele zile, să stăm cât mai mult în interior și, de ce nu, în spațiile publice, să purtăm o mască pentru protecție. Mulțumesc, Bogdan. Un grav accident rutier s-a petrecut ieri seară într-o intersecție din centrul orașului Cluj-Napoca. Un livrator originar din Sri Lanka a trecut cu scuterul pe culoarea roșie a semaforului și a fost lovit nu de una, ci de două mașini. Colega mea, Bianca Baraboi, vine cu detalii. Bună ziua, Bianca. În ce stare este bărbatul? Bun găsit, tânărul de 22 de ani din Sri Lanka, care lucra la noi în țară ca livrator, se afla pe scuter și mergea către un client. Din grabă a ignorat culoarea roșie a semaforului și a fost lovit de un șofer al unei companii de ride-sharing care așteptase la semafor și abia plecase de pe loc. Acesta spune că livratorul i-a sărit direct în fața mașinii și nu l-a mai putut evita. În urma impactului, tânărul din Sri Lanka a fost proiectat sub o altă mașină, iar mopedul a lovit un copac. Echipajele de descarcerare l-au scos cu greu de sub autoturism și a fost transportat la spital. În mod miraculos a scăpat cu viață, suferind doar mai multe traumatisme. Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotes, rezultatele fiind însă negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Mulțumesc, Bianca. 7 persoane au fost rănite într-un accident la intrarea în orașul Deva din județul Hunedoara. Cei 7 bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 56 de ani se aflau într-un microbus care circula pe sensul de mers spre Arad.
La un moment dat, mașina a lovit parapetul care separă cele două sensuri de mers ale drumului național și s-a răsucit pe șosea. Medicii și pompieri au intervenit rapid. Trei dintre victime au fost transportate la spitalele din Hunedoara și alte patru la Deva. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, află astăzi dacă va fi suspendată din funcție. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dezbate în aceste momente cererea de suspendare din funcția magistratului Ioana Ancuța Popoviciu. Colega mea Carmen Gheorghe a urmărit subiectul și vine cu detalii. Carmen, bună ziua, ce informații ai? Bun găsit, decizia de suspendare din magistratura judecătoarei care se ocupă de dosarul 2 mai a fost făcută de inspecția judiciară. S-a sesizat din oficiu în urma informațiilor apărute în spațiul public despre modul în care s-a desfășurat ședința de judecată din data de 22 februarie de la judecătoria Mangalia. Atunci, tatălui Sebi, tânărul care a fost ucis la 2 mai de Vlad Pascu, a povestit că Ancuța Popoviciu a întrebat dacă băiatul său este în sală și dacă poate să îi arate buletinul. Bărbatul spune că a fost șocat de modul în care judecătoarea s-a comportat și de întrebările pe care le-a pus, mesteca gumă în sala de judecată și nu știa absolut nicio informație din acest dosar. În urmă cu puțin timp, judecătoarea s-a întâlnit cu mai mulți jurnaliști în fața tribunalului și a avut un comportament bizar, s-a oprit în fața camerelor, însă timp de câteva minute nu a vrut să răspundă deloc la întrebări și a plecat. Săptămâna trecută, judecătoarea chiar a depus o cerere de abținere, care a fost însă refuzată de judecătoria Mangalia. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua astăzi. Dacă va fi suspendată din funcție, procesul se va relua de la zero. Următorul termen în cazul dosarului de la 2 mai este pe data de 9 mai. Vă reamintesc că anul trecut, pe 19 august, Vlad Pascu a lovit cu mașina la 2 mai un grup de tineri. Era drogat și a fugit de la fața locului. În urma accidentului au murit doi tineri în vârstă de 20 și 21 de ani. Atât de aici, Livia. Mulțumesc, Carmen. Un taximetrist din București a rămas pe stradă fără mașină, bani și telefon. A mers să preia un client de la o adresă, dar totul a luat o întorsătură cel puțin ciudată. Șoferul a coborât să pună în portbagajul mașinii bagajele clientului, doar că bărbatul în vârstă de 23 de ani, cetățean ucrainean, l-a păcălit. S-a urcat la volanul mașinii și a plecat. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum taximetristul ajunge la o comandă pe strada Nicolae Bălcescu din București și își așteaptă clientul. Un bărbat de 23 de ani, cetățean ucrainean, care purta o geacă maro, este surprins în timp ce traversează strada și se îndreaptă către taxiul parcat în fața hotelului. L-a salutat pe șofer și cel mai probabil l-a rugat să-i pună bagajele în portbagaj. A profitat de generozitatea taximetristului, s-a urcat în mașină și s-a făcut nevăzut. Speriat să nu fie prins, hoțul a condus cu viteză prin oraș fără măcar să aibă permis. Ca să scape de polițiști, bărbatul a abandonat mașina pe Calea Victoriei și a luat-o la fugă, nu înainte însă să-i fure și telefonul taximetristului. Bănuitul a fost depistat și condus la audieri și, de asemenea, prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Bărbatul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este cercetat pentru furt în scop de folosință, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și furt calificat. Un caz de râie a fost confirmat la un licean din Arad. Deși sunt informații că și alți colegi ai elevului au aceleași simptome, doar un singur caz a fost raportat la Direcția de Sănătate Publică. Se pare că ceilalți elevi ar fi primit un diagnostic greșit de dermatită. Epidemiologii nu cunosc încă sursa infecției, întrucât familia băiatului confirmat nu a dorit să comunice cu inspectorii DSP. Infecția cu scabie, cunoscută și ca râie, a fost descoperită în timpul unui triaj de rutină care a avut loc într-un liceu din Arad. Directorul respectivei unități de învățământ m-a informat de existența acestui caz, m-a informat că exista încă o suspiciune care n-a fost confirmată. În concluzie, în acest moment știm că a fost un caz de scabie, evident că s-a anunțat DSP-ul Arad și s-au luat toate măsurile care se țin de protocolul unor asemenea situații. Imediat după confirmarea primului caz, toate sălile de clasă au fost dezinfectate și de parazitate. Direcția de Sănătate Publică Arad face anchetă. Nu cred că este doar un singur caz, cred că sunt mai multe cazuri, doar că la noi nu au fost raportate aceste cazuri. Familia nu ne-a spus
De unde? Pe noi am fost informați doar de medicul școlar. În acest moment nu se știe cum s-a infectat elevul. Râia este o boală de piele care se manifestă prin mâncărime. Ea poate afecta oameni de toate vârstele, însă în special pe tineri. Se transmite ușor de la o persoană la alta prin atingere, prin contactul cu hainele sau prin obiectele atinse de persoana infectată. Se poate contacta din spațiile comune, din mijloacele de transport în comun, din locurile aglomerate. Ca și factori de risc pentru îmbolnăvire sunt de departe aglomerațiile și situația precară socioeconomică. Vom întâlni cazuri mai multe cu cât gradul de aglomerație este mai mare. Riscul există în orice colectivitate, acolo unde avem contact strâns între persoane. Acum DSP Arad încearcă să găsească sursa infectării pentru a preveni răspândirea scabiei. Compania Elcena a anunțat o avarie majoră la sistemul de termoficare din capitală. Un sfert dintre bucureșteni nu au apă caldă. Aproape 2000 de blocuri sunt afectate după ce două centrale au fost indisponibilizate. Detalii despre acest subiect are colegul meu Cristian Cosmaciuc. Cristi, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit, este vorba despre două mari avarii la rețeaua de termoficare. Prima s-a produs ieri în jurul orei 18 pe o porțiune care ține de centrala București Vest. Muncitorii de acolo au fost nevoiți să oprească echipamentele aflate în funcțiune din cauza pierderilor mari de apă. A doua spărtură a avut loc tot aseară pe o porțiune care ține de CET Grozăvești. Și acolo echipamentele au fost oprite, lucru care a dus la sistarea furnizării apei de adaos. Întreaga sală de turbine de la centrala Grozăvești a fost inundată, iar motoarele și aparatura electrică au fost puse în pericol. Termoenergetica a transmis că aceste două mari avarii au făcut ca aproximativ 1800 de imobile din capitală, adică aproape un sfert, să nu aibă apă caldă timp de mai multe ore. Echipele de muncitori au reușit să repună în funcțiune centrala București Vest în timpul nopții, în timp ce la CET Grozăvești toată apa a fost pompată, însă activitatea încă este sistată. La acest moment, în continuare, aproximativ 20% dintre bucureșteni nu au apă caldă. Acestea au fost informațiile. La revedere! Incidentele în care sunt implicați urși sunt tot mai dese pe șosele. Un bărbat a filmat un pui în timp ce alerga pe un drum național într-o localitate din Maramureș, iar la un moment dat animalul a ieșit de pe șosea și a încercat să intre în curtea unui localnic. Asta după ce tot această săptămână o turistă a fost mușcată de un urs după ce a scos mâna pe geamul mașinii ca să-i facă o poză animalului. În România există peste 6.000 de urși, iar autoritățile nu au nicio soluție cu privire la atacurile, pagubele și problemele pe care le fac. Dați ursul, vă mai săi. Uite-te cum fuge! Așa și-a făcut apariția în satul Muisei din Maramureș un pui de urs pierdut. Un șofer a condus timp de câteva minute în spatele lui, încercând să-l scoată de pe șosea. Chiar a încercat să-l atenționeze pe animal cu fleșuri atunci când a intrat pe contrasens și fugea către o mașină. Șoferul a văzut fleșurile și a tras pe dreapta ca animalul să aibă spațiu să-și continue drumul. La un moment dat, ursul brun iese de pe drumul național după ce a alergat câteva sute de metri și intră în curtea unui om. La un moment dat, pădurile din România au ajuns la saturație. Ursul este un animal teritorial, ursul nu suportă să fie foarte mulți urși în preajma lui și atunci ăla puternic îi alungă pe aia mici înspre sate, înspre orașe, înspre zonele locuite de om unde găsesc hrană mult mai facil. Marți, în timp ce se afla la barajul Vidraru, o turistă din afara țării a văzut un urs, a deschis geamul mașinii și a scos mâna să-l fotografieze moment în care animalul a înșfăcat-o. Femeia a ajuns la urgență la spital. Autoritățile nu au un plan clar pentru a rezolva problema numărului ridicat de urși de la noi din țară. Alte state europene nu vor să-i primească, iar relocarea la nivel național nu prea funcționează. Este o vindicare de scurtă durată. Marea majoritate a urșilor se întorc în locul din care au fost luați, în funcție de distanță, unii mai repede, unii mai târziu. La un moment dat a avut să se domnul post-ministru Tanțos Barna o statistică, cam în 3 săptămâni, o lună, se întorcea urșul ori de unde era relocat, se întorcea în zona din care a fost luat. Vânarea urșilor este ilegală în România din 2016. Singurul caz în care este permisă omorârea unui urs este atunci când prezintă pericol sau provoacă multe pagube materiale oamenilor. Am solicitat Comisiei Europene, așa cum s-a întâmplat și în cazul speciei lup,
evaluarea sau reevaluarea statutului de conservare a celor 10 populații de urs brun din Europa, s-ar putea să ajungem la concluzia că în anumite țări sau anumite populații din cele 10, având un statut de conservare extrem de favorabil, să nu mai trebuiască să fie specie strict protejată, ci să fie specie protejată. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, urșii din România ar putea fi vânați mult mai ușor. Însă organizațiile care militează pentru drepturile animalelor nu sunt de acord cu rezolvarea problemei urșilor prin uciderea lor. S-a decis, PNL îl va susține pe Sebastian Burduja, iar PSD pe Gabriela Firea în cursa pentru primăria capitalei. Asta deși inițial cei doi nu au vrut să intre atât de târziu în cursa pentru București. Acest lucru schimbă harta electorală, spun analiștii, iar coaliția crede că această variantă îi va maximiza șansele. Sunt sigur, repet, că peste 85 de zile mă veți întreba cum mă simt primar general al capitalei. Numai că au trecut doar 34 de zile până ce PSD și PNL l-au schimbat pe Cătălin Cârstoiu. Managerul Spitalului Universitar nu a beneficiat de notorietatea pe care o calculase coaliția, așa că în cursa pentru primăria capitalei, Cârstoiu ar fi strâns doar 10% din voturi. A fost o analiză pe baza datelor despre modul în care evolua candidatul comun ales de către coaliție și în momentul în care s-a identificat faptul că nu reușim să ne îndeplinim obiectivul, am considerat că este bine să luăm o decizie care să asigură maximizarea scorului în acest moment. Putem să vorbim despre o resetare a competiției politice. 5 ore au încercat Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu să-l convingă pe Cârstoiu să renunțe de bunăvoie la candidatura sa. Numai că medicul a refuzat această variantă și l-a cerut acestora să-și asume decizia. Din punctul meu de vedere, a mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală. Și chiar am să vă rog să nu mai spuneți asta, pentru că toate liniile mele comportamentale nu duc spre un candidat așa, o păpușă în mâna a doi oameni. Asta spunea Cătălin Cârstoiu la marele eveniment care îi lansa candidatura. Acum a fost înlocuit cu șefii lui de campanie, Sebastian Burduja și Gabriela Firea. Eu am sperat până în ultima clipă că voi fi candidat și că voi câștiga. Pentru Gabriela Firea, speranța nu a murit și acum este candidatul PSD la primăria capitalei. Decizia ca PSD și PNL să meargă cu proprii candidați la primăria capitalei a fost dificilă, dar este soluția corectă pentru bucureșteni. De astăzi, dansul în doi s-a terminat. De astăzi, bucureștenii chiar au ce alege, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook. Mulțumesc pentru încredere. Împreună vom lupta pentru dreptul bucureștenilor la o viață mai bună, într-un oraș civilizat. A răspuns Gabriela Firea pe aceeași rețea socială. Pe toate analizele făcute de noi toți, în modul ăsta maximizăm cel mai mult scorul politic. Doamna Firea în momentul ăsta strânge bazinul care pare a fi suficient și anume al votanților PSD. Sebastian Burduja a primit vestea la Seul, în Coreea de Sud, unde este plecat împreună cu președintele Klaus Iohannis. Orice secundă pe care o pierdem în toate aceste cancanuri, ce a fost, cum a fost, cine a fost, este o zi pierdută pentru București. Și din respect pentru ei, trebuie să mergem înainte și să le prezentăm o alternativă și un model liberal de administrare. Decizia nu este un mare succes al coaliției, crede șeful statului. Politică, fiecare cu opinia lui, pentru mine contează rezultatele. Chiar nu m-am implicat în aceste discuții, nu vreau să dau calificative, dar cred că domnul ministru Burduja este un candidat redutabil. Decizia candidaților separați pentru București ar putea avea efecte mai ample. În București se votează clar politic. Acum să vedem ce consecințe vor fi, pentru că se schimbă cu totul harta electorală. Cred că lucrurile vor fi destul de încurcate și pe sectoare. E un semnal care se transmite prost și unii spun că asta ar însemna că se cam îngroapă și ideea unui candidat comun la prezidențiale. Practic e o coaliție împotriva naturii. Gabriela Firea și Sebastian Burduja vor intra în competiție cu Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. Tu, mega coaliție, să stai 17 ore într-o ședință și să scoți ce? Trecutul înapoi, să-l pui pe masă, să te lauzi cu trecutul care este eșuat. Alegerile locale vor avea loc pe 9 iunie, împreună cu cele europarlamentare.
Caile ferate din România intră la apă. Potrivit Institutului Național de Statistică, în fiecare an de după Revoluție, țara noastră a pierdut peste 20 de kilometri de cale ferată. Nu stăm mai bine nici în ceea ce privește infrastructura rutieră. Peste un sfert din drumurile patriei sunt neasfaltate, iar autostrăzile le construim la un preț dublu față de acum 5 ani. La finalul anului trecut, România avea aproape 10.600 de kilometri de cale ferată în exploatare, mult mai puțin ca în 1990. În cei 34 de ani trecuți de la Revoluție, pe 737 de kilometri de cale ferată nu se mai circulă, iar unii au dispărut complet. Un singur metru, adică un pas mai mare, cântărește în medie 100 de kilograme. Deci, un kilometru de cale ferată, practic, cântărește 100 de tone de fier. Deși nu putem spune că toate cele 73.000 de tone au ajuns la fier vechi, acest calcul ne arată unul din motivele pentru care rețeaua feroviară din România a intrat la apă. 61 de kilometri de pe tronsonul București-Giurgiu vor fi recuperați anul acesta. Stadiul lucrărilor la podul de la Grădiștea, prăbușit în 2005, a ajuns la 97%. Chiar și așa, sunt peste 600 de kilometri pe care statul a pus lacătul după Revoluție. Noi am întrebat și când s-a făcut strategia și ne-a spus: cresc restricțiile de viteză, nu sunt bani pentru modernizarea la cealaltă parte din infrastructură pentru care nu erau fonduri europene. Sunt reale aceste cifre și practic reprezintă o rușine pentru cei care gândesc strategii în domeniul feroviar. Când vine vorba de construit însă, progresul merge mult mai lent și riscăm să pierdem finanțări europene. Pe tronsonul Brașov-Sighișoara, unul foarte important cu mai multe tuneluri, progresul e lent, mai ales că trebuie construite și mai multe viaducte. Avem undeva la o lună de forare și scutul a înaintat cu viteză extraordinară vreo 50 de metri. Deci nu avem o performanță fantastică. 50 de metri din 7 kilometri, pentru că acest tunel este cel mai lung. Nu doar pe feroviar avem probleme, ci și pe infrastructura rutieră. Avem aproape 87.000 de kilometri de drumuri publice, dar 23.000 dintre ei sunt pe pământ sau pietruiți. Astfel de drumuri întâlnim chiar și în capitală. Pe aici m-a băgat GPS-ul, ce să-i fac? Pe aici m-a băgat, pe aici aia. Și uitați-vă și dumneavoastră ce aici. Mai suntem și în Pipera, zona cea mai de nord a capitalei, nu? Cel mai frumos. În multe zone de aici, în Pipera, e la fel. Problema e de mai mult de 12-13 ani. Am făcut toate demersurile, am făcut sesizări, n-am reușit acolo nimic. A fost strada într-un program care se numea Nicio stradă neasfaltată. Asta vreo 4 ani, cred că, acolo. Programul nu mai există din lipsă de fonduri. Așa trăim de un an de zile, de când am luat apartamentul. Am făcut nu știu câte sesizări și cu vecina de alături. Sectorul 1 spune că aparținem de voluntari, voluntarii spun că aparținem de sectorul 1. Și asta e. Doar 6% din totalul drumurilor țării sunt de mare viteză, adică una dintre cele mai mici rețele din Uniunea Europeană. Acum avem sute de kilometri în execuție, dar la niște prețuri piperate. În ultimii 5 ani am construit 180 de kilometri de drumuri rapide cu 30 de miliarde de lei, în timp ce în cei 5 ani de dinainte, același număr de kilometri ne-au costat 12 miliarde de lei. Vara aceasta, românii pentru care Grecia a devenit destinația preferată de vacanță ar trebui să se informeze bine înainte să plece. Asta pentru că aproape 200 de plaje grecești sunt acum protejate de lege. Asta înseamnă că turiștii nu-și vor mai putea pune șezlongul sau chiar, în cazul unora, mașina pe plajă. Autoritățile lene au venit cu această măsură după ce localnicii mai multor insule s-au prins de prezența mult prea mare a vizitatorilor străini și ale companiilor care le transformă plajele în afaceri. Vorbim mai exact de 198 de plaje din mai multe insule care, până acum, însemnau pentru turiștii români vacanța grecească de vis. Și ca să vă faceți o idee, iată doar câteva dintre insulele care sunt vizate de această măsură. Vorbim despre Milos, Naxos, Lesvos, Evia, Andros și Icaria. Acest lucru afectează foarte mulți români, pentru că numai anul trecut peste 1 milion au ales Grecia pentru vacanță. Aceste zone au fost incluse alături de celelalte în programul Natura al Uniunii Europene, adică vor fi protejate de legislație europeană. Asta vine și cu o serie de restricții pentru turiști. De exemplu, numărul șezlongurilor sau ale umbrelelor vor fi limitate. Se interzice amplasarea barurilor pe plajă. A fost introdusă o taxă de mediu de 10 euro pe zi
Deja vorbim de foarte multe schimbări de care turiștii români trebuie să țină cont. Mai sunt și alte restricții de care turiștii trebuie să țină cont. Nu mai este voie cu mașini pe plajă, iar cei care vor să facă petreceri trebuie să invite maximum 10 persoane. Ca să asculte muzică, ar trebui acum să folosească doar telefonul, pentru că boxele au fost total interzise. Atenție însă, vorbim aici de boxele aduse de turiști pe plajă, nu de cele care aparțin teraselor. Despre grătare nici nu mai poate fi vorba. Pentru Alexandra, Grecia înseamnă vacanța perfectă. Anul acesta și-a programat concediul în insula Naxos, una dintre cele în care se impun restricțiile. Am fost anunțat de agenție că sunt o serie de restricții, nu mă afectează cu nimic, nu mă deranjează să am șezlongul mai departe de apă. Atunci când am ales să merg în altă parte, față de Tasos, unde eram obișnuită, tot timpul am avut parte de surprize plăcute și anul acesta îmi doresc mai mult ca oricând să merg și să mă relaxez. Ea spune chiar că aceste măsuri sunt binevenite, pentru că nu odată a fost martoră la comportamentul neadecvat pe care l-au avut unii turiști. Din păcate, am avut câteva episoade de acest gen. Și turiști care au lăsat gunoaie, au plecat de pe plajă și au lăsat în urma lor o grămadă de gunoaie. Și turiști care au venit cu boxe, cu casetofon și ascultau de parcă erau singuri pe plajă și a fost foarte deranjant. La fel ca Alexandra, sunt foarte mulți turiști români care nu au de gând să-și anuleze vacanța din cauza noilor restricții. Suntem într-adevăr destul de des întrebați dacă zonele în care ei merg sunt afectați. Foarte puțini turiști au ales să-și anuleze vacanța de vară din cauza acestor restricții. Ceea ce interesează în acest moment este să nu se impună restricții suplimentare sau ca zonele în care ei merg să fie și ele vizate ulterior de astfel de restricții. Cei care își plănuiesc vacanța în Grecia trebuie să mai țină cont și de faptul că prețurile au crescut deja cu cel puțin 20% față de anul trecut în anumite destinații elene. Ucraina a lansat noi atacuri asupra Rusiei, iar armata Kievului a țintit infrastructura energetică a Rusiei. Primul atac a lovit regiunea rusă Smolensk, unde mai multe instalații energetice și de combustibil au fost cuprinse de flăcări. Rusia a răspuns la scurt timp cu un atac în Harkov. Rachetele rusești au rănit 6 persoane și au avariat mai multe clădiri rezidențiale. Primarul orașului a declarat că rușii au folosit în atac 2 rachete S-300. Protest de amploare în Argentina, sute de mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Buenos Aires. Mulțimea este nemulțumită de reducerea fondurilor în universitățile publice. Guvernul a menținut finanțarea aprobată pentru 2023, în ciuda faptului că inflația a mușcat din valoarea reală a bugetului cu aproximativ 80%. În ultimul an, prețurile din Argentina au crescut cu aproximativ 150%, iar 40% dintre argentinieni trăiesc sub pragul sărăciei. În plus, rezervele de numerar sunt tot mai mici, în timp ce datoria guvernamentală este extrem de mare. La situația care atravesăm este realmente grave. Nu este un reclamo corporativo de las universidades, ni es un capricho. Hay un problema del orden práctico, que si no hay una actualización razonable del presupuesto de gasto de funcionamiento, es imposible poder pensar todo el año con actividades normales. Universitățile publice din Argentina, precum prestigioasa Universitate din Buenos Aires, care oferă educație universitară gratuită, se bazează în mare măsură pe finanțarea guvernamentală. Guvernul președintelui Milei, care a moștenit o datorie externă uriașă, a fost nevoit să reducă semnificativ bugetul din sectorul public. Superluna Roz ne-a oferit noaptea trecută un spectacol astronomic deosebit. În ciuda numelui său, astrul ceresc nu a fost colorat în roz, ci a afișat o nuanță aurie în apropierea orizontului. Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu. Am acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat.
Doar câteva zile ne mai despart de vacanța de 1 mai și sunt convinsă că majoritatea dintre noi am stabilit deja și unde vrem să ne petrecem concediul de vară. Iar pentru un turist obișnuit, nu doar destinația contează, pentru că dacă vrem un concediu fără griji, se impune să facem și câteva calcule legate de suma pe care suntem dispuși să o cheltuim în acea perioadă. Așa că vă invit să vorbim puțin despre vacanțele cu buget redus. Aura Teslaru, travel blogger, cunoscută și drept Aura Călătorește, este invitata mea de la această oră și îi spun bine ai venit. Bună, mulțumesc mult pentru invitație. Spune-ne așadar ce soluții există pentru o vacanță cu buget minim. Ce trebuie să luăm în calcul atunci când stabilim bugetul și câteva sfaturi dacă vrei să mai reduci din sumele cheltuite în vacanță. Primul lucru pe care trebuie să luăm în calcul este, bineînțeles, destinația. Bugetul îl facem în funcție de destinație. De exemplu, în Europa, dacă vrem să mergem în Olanda, în Amsterdam, ne trebuie un buget puțin mai mare față de o vacanță, să zicem, în Atena, Grecia. Un sfat pe care aș putea să le dau oamenilor ar fi să-și planifice vacanța cu 4-6 luni înainte și să-și cumpere biletele de avion cu 4-6 luni înainte de a pleca. Studiile arată că aceasta este cea mai bună perioadă cu prețurile cele mai mici pentru biletele de avion și le-aș recomanda să evite pe cât posibil sărbătorile, cum ar fi Crăciunul, Revelionul, Paștele, și să călătorească în extra sezon, bineînțeles că atunci prețurile sunt cele mai mici. Dar care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le face un turist atunci când își planifică singur vacanța? Aici pot vorbi și din experiență proprie, pentru că și eu la început, când am început să călătoresc, am făcut greșeli. Spre exemplu, la un moment dat, printre primele mele vacanțe, am găsit niște oferte foarte bune la biletele de avion pentru Islanda și m-am bucurat foarte tare, le-am cumpărat. Iar mai apoi, când a venit timpul să caut cazare, să caut prețurile la mâncare și așa mai departe, mi-am dat seama că este o țară extrem de scumpă. Deci le recomand oamenilor, pe cât posibil, să-și facă research-ul foarte bine înainte și să nu pice în această plasă, să creadă că dacă biletele de avion sunt ieftine și destinația respectivă va fi la fel de ieftină. Ai spus că e bine să începem să planificăm concediul cu 4-6 luni înainte. E rentabil, de pildă, să negociem direct cu proprietarii cazării sau să căutăm oferte speciale, reduceri? Eu recomand, în ceea ce privește cazările, oamenii să-și bucuiască cazări de pe platformele speciale pentru acest lucru. Motivul ar fi că atunci, dacă se întâmplă, să zicem, să ajungi la o cazare pe care ai luat-o printr-o astfel de platformă și nu-ți se pare că nu arată la fel ca în poze, nu sunt condițiile la care tu te-ai aștepta, atunci ai o plasă de salvare, poți scrie acelei platforme și ți se pot returna banii astfel încât să-ți cauți o altă cazare. În cazul în care negociezi cu proprietarul, atunci nu mai ai această variantă. În cazul în care ajungi acolo și vezi că nu sunt condițiile la care tu te așteptai, practic ești la mila proprietarului. Aștepți, încerci să îl convingi să-ți dea banii înapoi, astfel încât tu să te poți muta în altă parte. Așadar, deși se întâmplă de multe ori să găsim oferte mai bune direct la proprietari, recomandarea mea ar fi să plătim puțin mai mult pentru cazare și să ne luăm printr-o astfel de platformă, pentru că este mult mai safe. Au fost și situații totuși în care oamenii și-au rezervat pe platforme și au avut probleme. La ce să fim atenți atunci când ne căutăm cazarea chiar și pe platforme? Pentru că mai sunt scăpări, din păcate, indiferent cât de mult ar încerca aceste platforme să controleze lucrurile. Așa este. Primul lucru la care eu mă uit este ratingul cazării. Adică, de exemplu, dacă este un rating de la 1 la 10, mă uit doar la cazările peste 9. Acest lucru mă asigură cumva că oamenii care au fost înainte au văzut condițiile și li s-au părut ok. Și în același timp mă uit la numărul de rezervări, adică degeaba are un rating de 10 dacă au fost făcute doar 2 rezervări și au fost doar 2 review-uri date până acum. Mă uit să aibă un număr cât mai mare de rezervări și de review-uri. Aceasta este singura modalitate prin care te poți asigura că este cazarea ok, așa cum îți dorești tu. Există și alternative mai puțin obișnuite ca să ai o vacanță cu buget redus? Da, sunt, de exemplu, hostelurile, adică niște cazări unde stai într-o cameră cu mai multe persoane. Acestea sunt printre cele mai ieftine unități de cazări în care poți sta. Bineînțeles, confortul nu este același ca la o cazare tradițională, dar și prețurile sunt mult mai mici.
Și mai sunt platforme de couchsurfing, ceea ce înseamnă că anumiți oameni din mai multe țări își pun la dispoziție o canapea sau un pat din casa lor gratuit pentru oamenii care vor să experimenteze, să zic așa, un alt stil de a călători. Sau, bineînțeles, poți alege, tot așa, sunt anumite platforme prin care te poți duce la cineva care îți oferă cazarea în schimbul unor servicii, de exemplu să-i ajuți la grădinărit sau să-i ajuți la treburile casei. Și am tot vorbit de vacanțele în străinătate, dar dacă vorbim de vacanțele în România, la ce ar trebui să fim atenți? Care sunt țepele de care ne putem, cu care ne putem confrunta? Nu cred că sunt alte țepe, să zic așa, diferite față de cele pe care le putem experimenta la cazările din străinătate. Aș fi atentă la același lucru, la review-uri, la notele pe care le are acea cazare, m-aș uita și pe mai multe platforme, astfel încât să pot să-mi fac o părere cât mai ok. Și da, cam asta ar fi, nu cred că sunt lucruri diferite la care trebuie să ne uităm în România față de străinătate. În ceea ce privește bugetul, cam ce buget ar trebui să pregătim? De pildă, o familie cu doi copii, dacă vrea să petreacă o vacanță de o săptămână în țară sau în străinătate, în Europa, de exemplu. Știu că prețurile sunt mult mai mari anul acesta față de anii anteriori. Da, chiar lucrul acesta vreau să-l menționez și eu. Prețurile la cazări în România și nu numai au explodat. Ne putem aștepta la prețuri chiar și de două ori mai mari față de acum 2-3 ani. Bugetul unei vacanțe în România, din punctul meu de vedere, încă este un pic mai mic față de o vacanță în străinătate. Pentru o familie cu doi copii, de exemplu, în România, un buget mediu ar fi undeva la 4.000-5.000 de lei pentru o săptămână, dar asta depinde foarte, foarte mult de zona în care ți-a ales să-ți faci vacanța, de perioada în care ți-a ales să-ți faci vacanța și dacă îți dorești să mănânci doar la restaurant, atunci, bineînțeles, bugetul este unul mult mai mare, pentru că și prețurile la restaurante au crescut foarte mult. Sunt foarte multe orașe, foarte multe destinații extrem de căutate, pentru că după pandemie oamenii pur și simplu au început să călătorească mult mai mult. Sunt foarte multe destinații care încearcă să reducă numărul turiștilor. Au impus tot felul de taxe, tot felul de măsuri. Cum ți se pare ție, ca blogger de călătorie, toată această chestiune? Fenomenul acesta l-am întâlnit în Barcelona, unde localnicii sunt foarte deranjați de numărul mare de turiști. Ce pot spune este că turismul are și părțile lui bune și părțile lui rele. Părțile bune este că ar fi faptul că turiștii aduc un influx foarte mare de bani în destinațiile respective, se dezvoltă business-uri, se dezvoltă restaurante, hoteluri și așa mai departe, se creează foarte multe locuri de muncă. Dar, pe de altă parte, dacă vine un număr foarte mare, atunci putem vorbi despre aglomerație. Pentru localnici cresc prețurile foarte mult, ceea ce nu înseamnă neapărat că se traduce și într-o creștere a salariilor. Și atunci, cumva, este normal ca localnicii să fie nemulțumiți. Nu știu însă dacă impunerea anumitor taxe va rezolva această problemă, pentru că dacă o destinație este destul de cunoscută, așa cum vorbim despre Barcelona în cazul de față, atunci cred că oamenii vor veni, indiferent dacă vor trebui să plătească cu câteva zeci de euro în plus. Să ne așteptăm ca astfel de destinații să fie tot mai numeroase în anii următori, adică tot mai multe autorități locale să ia astfel de măsuri ca să reducă numărul turiștilor și să plătim mai mult dacă vrem să le vizităm? În ultimii ani am văzut o astfel de creștere. Pe lângă Barcelona mai sunt și destinații precum Amsterdam, Bali, care au asemenea gânduri. Da, cred că ne putem aștepta la un astfel de trend. Cred că vor fi din ce în ce mai multe destinații care vor impune taxe în plus, pentru că oamenii sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor și de aglomerație. Însă întotdeauna vor rămâne destinațiile mai puțin cunoscute, cu locuri la fel de frumoase sau poate chiar mai frumoase decât cele menționate și atunci oamenii probabil că în timp se vor reprofila către alte destinații. Pentru că tu ai un blog de călătorie, da, și asta faci, dacă te-aș întreba unde să mergem în perioada imediat următoare, ce ne-ai recomanda? În perioada imediat următoare, mai și început de iunie, aș recomanda destinațiile de plajă, precum Grecia, să zicem, pentru că încă nu sunt aglomerate, încă prețurile sunt mici
și te poți bucura de o vacanță absolut spectaculoasă în extrasezon. Eu am fost, de exemplu, în Grecia acum câțiva ani, la început de octombrie, și a fost absolut minunat, apa caldă, puțini oameni, prețuri mici, de vis. Deci le recomand oamenilor în următoarea o lună, o lună și jumătate să aleagă destinațiile pe care, în mod normal, le-ar alege pentru vacanța de vară. Și dacă ar fi să vorbim de un city break? Pentru un city break, orice oraș din Europa. Mie, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult Brujul. Este un oraș superb pe care îl recomand tuturor. Sunt și o groază de atracții pe lângă. Praga, de ce nu? Barcelona, deși, din nou, cum am vorbit mai devreme, trebuie să scoți un pic mai mulți bani în buzunar pentru a vizita Barcelona. Atena, de ce nu? Aura, îți mulțumim pentru prezență și pentru toate aceste sfaturi. Mulțumesc și eu. Noi mergem mai departe. Acum peste 1 milion de români și-au sărbătorit onomastica de Sfântul Gheorghe. În tradiția populară, Gheorghe este considerat zeu al vegetației și protector al animalelor. Tradiția spune că de Sfântul Gheorghe casele trebuie împodobite cu crenguțe verzi care să alunge toate necazurile. Crenguțele sfințite la icoana făcătoare de minuni se pun inclusiv la staulul animalelor. Aceste crenguțe cu muguri ar avea puteri nebănuite de ocrotirea pășunilor și fânețelor împotriva duhurilor rele. Noi de Sfântul Gheorghe aducem crenguțe sfințite de la biserică, să punem la oile noastre, pentru a fi ferite de boli, de animale sălbatice, de vrăjitori, ca să nu ia mana la lapte. De Sfântul Gheorghe se face și tocmeala ciobanilor, care vor lua în primire oile și le vor duce în munte, unde vor fi ținute până de Sfântul Dumitru. Numai că în acest an ciobanii au mai multe cerințe. Eu vreau, așa, 6 kg de brânză, așa, unul de urdă, la coasă, vreau și eu 3 săptămâni. Cum ce? Da. Și 30 milioane pe lună. Cred că e cam mult. Ar fi bine 20 și oile scutite. Și oile scutite, dar măcar 25. Eu am 70 de oi, mai mult, ca băiatul. Pe câte brânză îmi dați de, păi de bucată? Dacă nu-i dau 25, hai să-ți dau 20. O altă tradiție de Sfântul Gheorghe ar ajuta fetele tinere să se mărite mai repede. Usturoiul semănat de Sfântul Gheorghe îl va mânca fetele anul care vine cu credința că o să le grăbească nunta. Dar dumneavoastră de unde știți? De la mama mea. Așa a făcut și verișoara mea și s-a măritat. Acum are și un copil. În calendarul popular, Sfântul Gheorghe este considerat zeul vegetației, protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor. Se spune că atunci când se aud primele broaște cântând, Sfântul Gheorghe ia cheile de la Sfântul Dumitru pentru a deschide drumul naturii spre viață, el fiind considerat cap mare de primăvară, înverzitorul întregii naturi, semănătorul tuturor culturilor și închizătorul anotimpului friguros. Dinamo a pierdut dramatic la Botoșani și a ajuns pe loc retrogradabil. Detalii aflați la Focus Sport după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Șapte persoane au fost rănite într-un accident la intrarea în orașul Deva din județul Hunedoara. Cei 7 bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 56 de ani se aflau într-un microbuz care circula pe sensul de mers dinspre Arad. La un moment dat, mașina a lovit parapetul care separă cele două sensuri de mers ale drumului național și s-a răsucit pe șosea. Medicii și pompierii au intervenit rapid. 3 dintre victime au fost transportate la spitalele din Hunedoara și alte 4 la Deva. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Un grav accident rutier s-a petrecut ieri seară într-o intersecție din centrul orașului Cluj-Napoca. Un livrator originar din Sri Lanka a trecut cu scuterul pe culoarea roșie a semaforului și a fost lovit nu de una, ci de 2 mașini. Colega mea Bianca Baraboi vine cu detalii. Bianca, bună ziua! În ce stare este bărbatul? Bun găsit, tânărul de 22 de ani din Sri Lanka, care lucra la noi în țară ca livrator, se afla pe scuter și mergea către un client. Din grabă a ignorat culoarea roșie a semaforului și a fost lovit de un șofer al unei companii de ride-sharing care așteptase la semafor și abia plecase de pe loc. Acesta spune că livratorul i-a sărit direct în fața mașinii și nu l-a mai putut evita. În urma impactului, tânărul din Sri Lanka a fost proiectat sub o altă mașină, iar mopedul a lovit un copac. Echipajele de descarcerare l-au
scos cu greu de sub autoturism și a fost transportat la spital. În mod miraculos a scăpat cu viață, suferind doar mai multe traumatisme. Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind însă negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Mulțumesc, Bianca. Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, află astăzi dacă va fi suspendată din funcție. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dezbate în aceste momente cererea de suspendare din funcția magistratului Ioana Ancuța Popoviciu. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Carmen, bună ziua! Ce informații ai? Bun găsit! Decizia de suspendare din magistratura judecătoarei care se ocupă de dosarul 2 mai a fost făcută de inspecția judiciară. S-a sesizat din oficiu în urma informațiilor apărute în spațiul public despre modul în care s-a desfășurat ședința de judecată din data de 22 februarie de la judecătoria Mangalia. Atunci, tatălui Sebi, tânărul care a fost ucis la 2 mai de Vlad Pascu, a povestit că Ancuța Popoviciu a întrebat dacă băiatul său este în sală și dacă poate să îi arate buletinul. Bărbatul spune că a fost șocat de modul în care judecătoarea s-a comportat și de întrebările pe care le-a pus, mesteca gumă în sala de judecată și nu știa absolut nicio informație din acest dosar. În urmă cu puțin timp, judecătoarea s-a întâlnit cu mai mulți jurnaliști în fața tribunalului și a avut un comportament bizar, s-a oprit în fața camerelor, însă timp de câteva minute nu a vrut să răspundă deloc la întrebări și a plecat. Săptămâna trecută, judecătoarea chiar a depus și o cerere de abținere, care a fost însă refuzată de judecătoria Mangalia. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua astăzi. Dacă va fi suspendată din funcție, procesul se va relua de la zero. Următorul termen în cazul dosarului de la 2 mai este pe data de 9 mai. Vă reamintesc că anul trecut, pe 19 august, Vlad Pascu a lovit cu mașina la 2 mai un grup de tineri. Era drogat și a fugit de la fața locului. În urma accidentului au murit doi tineri în vârstă de 20 și 21 de ani. Atât de aici, Livia. Mulțumesc, Carmen. Un accident cumplit a avut loc pe autostrada București-Pitești la kilometrul 83. Un șofer care circula cu viteză a pierdut controlul direcției și s-a izbit de parapetul din fier care desparte cele două sensuri de mers. Glisiera a pătruns prin motor și a sfârtecat toată mașina. Șoferul era singur și nu a avut nicio șansă. Salvatorii au găsit trupul fără viață în portbagaj. Din primele cercetări se pare că tragedia s-a întâmplat din cauza carosabilului umed și a vitezei. Pensiile vor fi livrate până de sărbătorile pascale. Poșta Română a anunțat că sumele vor ajunge la beneficiari înainte de 5 mai, atât cele distribuite direct de poștași, cât și cele încărcate pe card. Deși este o perioadă cu zile libere pentru bugetari, factorii poștali vor lucra fie pe 1 mai, fie pe 3 mai, pentru a livra la timp toate pensiile. În total sunt aproximativ 14.000 de angajați ai poștei care vor fi implicați în această acțiune. În mod obișnuit, plata pensiilor se face în intervalul 1-15 mai. În ultimii ani, tot mai mulți șoferi tineri au provocat accidente rutiere grave. În acest context, există un proiect de lege depus la Senat care permite oricărui tânăr de 17 ani să promoveze examenul de conducere și să conducă sub supravegherea unui șofer cu experiență. Iată ce argumente pro și contra există. Un tânăr de 19 ani a fost implicat recent într-un accident grav în județul Mureș. Acesta a lovit din plin un copil pe trecerea de pietoni. Și nu este din păcate singurul caz. Alt tânăr în vârstă de 19 ani a fost condamnat acum definitiv după ce anul trecut pe o trecere de pietoni din Petroșani a ucis un copil și a rănit alți 5. O decizie care este aptă să schimbe din nou soarta celor care practic săvârșesc infracțiuni la regimul circulației, dar nu în orice fel de fel, la Alba Iulia, acolo unde un băiat a fost omorât, un copil a fost omorât de către un conducător auto în iarna lui decembrie 2022, acesta neavând nici carnet, fiind și sub influența băuturilor alcoolice, fugind și de la locul accidentului, a dus în cele din urmă la condamnarea lui la 13 ani de închisoare, aproape 14 ani. Accidentele în care sunt implicați șoferi tineri sunt tot mai multe. Tocmai de aceea ar putea ridica semne de întrebare o propunere legislativă care permite minorilor de 17 ani să obțină permisul și să conducă însoțiți de un adult cu experiență de minim 10 ani. În UE se discută deja intens de câțiva ani despre faptul că din cauza diminuării numărului de șoferi profesioniști care fac transporturi interne și internaționale, este nevoie de scăderea vârstei la care se poate obține permisul de la 21 la 18 ani. Dacă la noi pragul ar coborâ la vârsta de 17 ani, o eventuală răspundere ar fi și al celui care este cu șoferul în mașină. Pentru prima dată am avea în legislație
situația în care pentru o abatere contravențională să răspundă două persoane, să avem doi subiecți ai contravenției, și conducător auto și persoana care este în dreapta. Este clar că va exista tendința acestora de a se urca la volan fără un însoțitor. Și atunci rămâne de discutat dacă această abatere ar fi în zona contravențională sau dacă vorbim despre o faptă de natură penală. Cei din Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație consideră că proiectul propus este benefic, întrucât un adult va fi mereu lângă șoferul minor și va reduce riscul de accidente. Implicații cu vinovăție în accidente de circulație cu consecințe grave sunt în intervalul 18-25 de ani. Acesta este un interval în care statistic apar mulți tineri. În ceea ce reprezintă scăderea vârstei de la 18 la 17 ani, aici nu avem neapărat o problemă legată de vârstă. În opinia noastră este sau ar putea fi o măsură optimă, bună, că în acea perioadă ei vor fi însoțiți de un adult posesor de permis de conducere, șansele ca acea conduită corectă în trafic să se formeze. Această garanție oarecum a persoanei cu un permis de conducere de o vechime mai mare de 10 ani poate să fie și iluzorie, care să nu fi condus în ultimii 15 ani niciodată. Dar să se afle în dreapta conducătorului auto de 17 ani și să-l... Și aici este o discuție care poate avea loc cu privire la suficiența acestei garanții. Statisticile arată că anul trecut în România au avut loc 28.000 de accidente pe șosele, din care 10% au implicat tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Proiectul este în prezent depus la Senat. O ambulanță a fost lovită de un tramvai astăzi în capitală. Ambulanța transporta un pacient de la spitalul din Călăraș la spitalul Floreasca. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar bolnavul din ambulanță a fost preluat de o mașină smurt și dus la spital. Circulația în zona în care a avut loc accidentul a fost blocată pe ambele sensuri de mers. O fetiță de doar 2 ani s-a stins după săptămâni de chin, deși s-a aflat tot timpul sub îngrijirea medicilor. Aceștia nu și-au dat seama că, într-o clipă de neatenție a mamei, copilul înghițise câteva biluțe magnetice de jucărie. Sfâșiată de durere, femeia trage acum un semnal de alarmă pentru ceilalți părinți. Nu lăsați la îndemâna celor mici jucării cu potențial mortal. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Familia fetiței este stabilită de 12 ani în Germania. Mama copilei a povestit coșmarul pe care îl trăiește de anul trecut, de pe data de 19 noiembrie. Fetița noastră în vârstă de un an și 8 luni a început să aibă diaree. A mers la medic, i s-a luat probe, în care a ieșit o infecție. Dar ei au asociat o infecție cu enterocolită. În decembrie, fetița a ajuns însă din nou la medic. Medicii au spus mamei că este vorba despre enterocolită reapărută după cea din noiembrie, fără să recolteze și alte probe. Copila a stat internată 3 zile. I s-a luat probă de scaun în care, spune mama, s-a verificat prezența doar a unei anumite bacterii. Analizele de sânge nu au indicat o infecție. Problemele nu aveau să se termine însă aici. Am ieșit din spital, tot cu diaree. Între timp, în spital, a început să aibă din nou diaree și am ajuns acasă. Fetița a început grătinița, a mers o săptămână și câteva zile, după care fetița a început să vomite. Familia administra supozitoare care să oprească voma, iar apoi a dus copilul la medicul pediatru. Acesta i-a dat copilului același tip de supozitor. Fata nu s-a simțit însă bine din nou. Copilul a ajuns apoi la spital, unde i s-au făcut analize. Medicii au spus că fetița are nevoie de perfuzii pentru că este deshidratată și că nu pot face nimic în plus. A urmat alt spital, alte analize. Abia acum i s-a făcut copilului o ecografie, iar medicii au constatat că ceva nu este în ordine. De aici, familia a fost redirecționată spre un alt spital de stat din Germania, mai mare. Aici, copilei s-au făcut alte 3 ecografii și, în sfârșit, un remene. Și când i-a făcut remeneul, și-a dat seama că fetița noastră a lipit 5 magneți, care este o mărime foarte mică. Noi nu am observat, noi presupunem că în luna lui noiembrie a înghițit, când a început să facă diaree. Magneții, care au fost în număr de 5, 3 au rămas în
la stomac și doi dintre ei au coborât în intestin. Și după 2 metri parcurs în intestin, s-au alipit celor din stomac și au blocat tranzitul. Acestea sunt biluțele magnetice cu care s-a jucat fetița de nici 2 anișori. Ele pot fi cumpărate cu ușurință de pe internet sau din magazinele de jucării. Este o jucărie atractivă tocmai pentru că cei mici pot face diverse obiecte cu aceste biluțe cu care se pot juca. Pentru un copil de vârstă mică însă acestea pot însemna moarte, din păcate. Abia după investigația RMN, familia fetiței a realizat că cea mică s-a jucat cu un set de biluțe magnetice pe care le-a dus în locuința lor, un apropiat în vizită și care apoi le-a uitat în casa lor. Copilul a fost operat de urgență în spitalul în care i s-a făcut RMN-ul, însă, din păcate, după operație, fetița a făcut septicemie și a murit la scurt timp. Tot timpul am ferit magneții, am pus într-un dulap undeva la 2 metri, dar noi bănuim că băiețelul nostru vârstă de aproape 10 ani, eu luase să joace, noi ne observând, s-a făcut o ședință de 36 de medici și din 36 de medici, având rezultatele de la sânge, care erau bune, nici unul dintre ei nu a spus că în cazul ei ar fi făcută RMN, pentru că ei nu considerau necesar RMN. Aici sunăm foarte mult la sănătatea bebelușilor în privința radiațiilor și foarte greu ca să se facă un RMN doar dacă încercul explicit și în cazul nostru noi nu am știut, nu ne-am dat seama. Astfel de situații sunt rare, spune medicul pediatru Mihai Gafencu. Când apare însă, pericolul fatal poate veni mai degrabă din substanțele cu care sunt învelite biluțele. Dacă înghiți un ban, o monedă, o bilă, o treabă de plastic, nu prea are consecințe fatale. Aici ce s-a întâmplat trebuie văzut pur și simplu din componența vopselelor sau a conținutului acestor, cred că 5 sau 6 bile a înghițit acel copil. Problema majoră este când controlul acestui căpăcel dintre respirație și digestiv nu e bun și atunci, odată cu etapa inspiratorie, ajung în trahee. Alea sunt situațiile de alertă pentru noi medicii pediatri mai mult decât cele digestive, cu excepția pe care tocmai am menționat-o. Și noi când eram copii mici mai înghițeam o monedă, dar nu din vina părinților, că eram noi cum eram și vremurile, dar bilele astea sunt mult mai periculoase. Și 5? Exagerat. Nu poți să știi că sunt copii și sunt curioși în ziua de astăzi. Sunt și nu știi cum reacționează. Ce metodă am abordat noi a fost aceea de a cumpăra jucării cât mai adecvate pentru vârsta ei, care să nu conțină niciun fel de astfel de mici obiecte care pot fi înghițite. Există o legislație în domeniu care reglementează clar ce conțin jucăriile, cum sunt construite și vârsta de la care pot fi folosite. Nu odată au fost retrase de pe piață astfel de produse contrafăcute. Avem o legislație în domeniu, este vorba de HG 74/2011, unde sunt reglementate toate aceste situații. De aceea, părinții trebuie să fie extrem de atenți, să citească cu mare atenție instrucțiunile de folosire în momentul în care cumpără astfel de jucării, dacă sunt potrivite vârstei copilului pentru care cumpără jucăria respectivă. Mama copilei care s-a stins după o lungă perioadă de suferință are un mesaj puternic pentru părinții care au copii de vârstă mică, acum, după drama trăită. Să nu cumpere așa ceva. Dacă s-ar putea prin lege să fie interzisă comercializarea acestor magneți. După 2 ani de amânare, edilii orașului Veneția introduc controversata taxă de vizitare ca parte a unor planuri ample de reglementare și diminuare a impactului turismului de masă asupra infrastructurii orașului. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, a urmărit subiectul și vine cu lămuriri. Dan, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Potrivit primăriei din Veneția, toți excursioniștii de o zi cu vârsta de cel puțin 14 ani care intră în centrul istoric al orașului între orele 8:30 și 16 vor trebui să plătească 5 euro pentru a putea vizita orașul. Centrul istoric al Veneției include toată insula, cu excepția gării Santa Lucia, a pieței Roma și a terminalului Tronchetto.
Vă dau un exemplu. O familie formată din 4 persoane va trebui să scoată acum din buzunar 20 de euro pentru a vizita orașul din lagună. Turiștii de o zi sunt considerați acei turiști care nu se cazează niciuna dintre structurile de cazare de pe teritoriul municipalității. Edilii Veneției spun că această taxă se poate plăti doar prin intermediul unei platforme de rezervare online, aceeași care este utilizată și pentru a solicita o scutire de la plata biletului. Platforma va furniza turiștilor un QR code pe care aceștia vor fi obligați să-l arate agenților de bilete la intrarea în centrul orașului. Noul sistem experimental de emitere a biletelor va fi operațional pentru un total de 29 de zile anul acesta, va intra în vigoare între 25 aprilie și 5 mai, iar apoi în toate weekendurile din lunile mai, iunie și iulie. Există și excepții, așa cum vă spuneam, de la plata acestei taxe, copiii sub 14 ani, rezidenții din Veneția sau rudele lor până la gradul 3, dar și acele persoane născute în oraș. Toate aceste categorii vor trebui să demonstreze că au dreptul la scutire înregistrându-se pe platforma online pusă la dispoziție de primărie, prezentând evident documentele necesare. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță. Un bar din Londra a devenit celebru peste noapte. Motivul este menționat în noul album al lui Taylor Swift. Localul este acum invadat atât de fanii artistei cât și de turiști. The Black Dog nu este acum doar un pub în capitala britanică, ci și numele unei melodii de pe albumul The Tortured Poets Department. Watch as you walk into some bar called The Black Dog and pierce new holes in my heart, you. Fanii Taylor Swift se îngrămădesc în The Black Dog, un pub din sud-vestul Londrei, după ce numele i-a apărut într-o piesă de pe noul album al cântăreței. Reprezentanții pubului londonez au anunțat că recunoașterea internațională a fost incredibilă. Obviously been so nice to see. We're a very cozy small neighborhood pub. So something like this happening is a dream, you know, it's something that money can't buy and we're just so thankful to the fans because they've just been amazing. Pubul a primit mii de solicitări de la fanii care doreau să cumpere diferite suveniruri, iar numărul de clienți a crescut enorm. Managerul n-a mai făcut față valului de solicitări și și-a chemat personalul de acasă. Yeah, it's cool. I really like going to places that are mentioned in songs. I was in New York last year and I also did a little Taylor Swift walking tour by myself of the places that she's mentioned there. I like the vibe. I like some of them are very catchy and some of them are quite slow. I just like her lyrics as well. And I feel like all the songs are personally written about my life, you know. Fanii artistei sunt convinși că melodia face referire la fostul iubit, actorul britanic Joe Alwyn, originar chiar din Londra. S-au despărțit în aprilie 2023, după 6 ani de relație. Ca urmare, proprietarii se gândesc să inaugureze o serie de produse dedicate cântăreței. We've got a Swift burger that we've put on. We've also got a couple of cocktails, brackets, Taylor's version. Pe de altă parte, câinele negru în folclor reprezintă depresie. Angajații barului chiar au spus că vor verifica înregistrările de pe camerele de supraveghere să vadă dacă Taylor Swift chiar a fost sau nu acolo. There's a seat table exclusive hire booking whenever she wants it. Barul anticipează un alt flux de fani când Eras Tour va veni la Londra în iunie și august. The Tortured Poets Department, The Anthology, este cel de-al 11-lea album de studio al lui Swift și conține 31 de melodii. Albumul a doborât recorduri încă de la lansare. A devenit primul în istoria Spotify cu peste 300 de milioane de streamuri într-o zi. Peisaj apocaliptic în Grecia din cauza prafului saharian, ceața portocalie a înghițit Atena și alte orașe grecești. Autoritățile elene spun că este unul dintre cele mai grave episoade din ultimii ani. What is going on? I never saw this since I'm here. It's completely orange. The sun should be there somewhere. Imaginile cu cerul în nuanțe de portocaliu au făcut înconjurul internetului. Autoritățile au avertizat asupra faptului că particulele de poluare pot reprezenta riscuri pentru persoanele cu probleme de sănătate. Grecia a mai fost afectată de norii de praf din Sahara la sfârșitul lunii martie și la începutul lunii aprilie. Mulțumesc, Maria, iar de la sport trecem la meteo, așa că vă invit să aflăm cum va fi vremea în zilele următoare.
Sunt ploi, lapoviță și ninsori în cea mai mare parte a Europei, mai puțin în peninsula iberică, unde vremea este frumoasă. Vântul bate cu putere în Franța, Germania, Spania, Austria, Elveția, Polonia, Grecia, Bulgaria, Moldova și România, iar de dimineață în zonele joase a fost ceață. La noi în țară s-a mai încălzit, dar a plouat slab la începutul zilei în partea de nord, iar în zonele foarte înalte de munte avem ploi, lapoviță și ninsori. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei bate vântul, iar astăzi temperaturile maxime se încadrează între 15 și 25 de grade. În capitală a mai ieșit soarele după două zile închise și ploioase, temperatura a crescut până spre 22 de grade, dar să știți că vremea bună nu va ține foarte mult, de mâine se răcește și va ploua, vor fi în jur de 18 grade. Vineri vremea se mai îndreaptă, vom avea 20 de grade, se oprește ploaia și iese soarele. La munte s-a încălzit ușor, dar este înnorat, dimineața a plouat în munții Apuseni și în Carpații Orientali, a bătut și vântul, iar acum vremea a devenit instabilă în toată zona de munte. Sunt ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere, iar la altitudini mari, precipitații mixte. La Timișoara, atmosfera este închisă și plouă, temperatura a rămas căzută, sunt în jur de 17 grade. Mâine iese un pic soarele, dar continuă să se răcească, nu vor fi mai mult de 15 grade. Abia de vineri se mai încălzește, temperatura va urca până spre 18 grade. La Iași este ușor mai cald față de zilele trecute, dar vremea a rămas închisă și plouă, mâine se răcește, vor fi 19 grade și atmosfera se menține mohorâtă și ploioasă. Tot 19 grade sunt anunțate și vineri, dar vestea bună este că ploaia se oprește și va fi soare. La Cluj vremea este rece, sunt 18 grade, mâine se răcește și mai mult și va ploua, vor fi 12 grade. Vineri temperatura crește ușor până pe la 15 grade, dar în timpul zilei vor fi perioade când se va înnora. În Republica Moldova, la Bălți și la Chișinău, vremea este instabilă, în timpul zilei vor fi perioade când se vor aduna norii și va ploua, în timp ce la Cahul este un pic mai cald, sunt 23 de grade și nu sunt anunțate ploi. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim imediat. La ora 16 la Prima TV începe o nouă ediție exclusiv VIP, așa că îl invit pe Cristi Brâncu să ne spună ce ne-a pregătit. Cristi, bună ziua! Ce invitație ai astăzi în emisiunea ta? Doamnelor și domnilor, să începem să dirijăm. Bună, Livia, bun găsit! Avem astăzi lucruri foarte interesante. Nu dirijăm circulația, dar încercăm să dirijăm subiectele către dumneavoastră. La începutul emisiunii, Cristina Cioran vine cu alte detalii în premieră terifiante despre calvarul prin care trece, despre transformarea omului care este tatăl copilului ei și care a devenit un factor perturbator pentru societate într-un mod absolut incredibil. Din acest motiv, omul de ieri este mai cochet în sensul în care brățară și nu se poate apropia de Cristina și de copil. O să analizăm această situație, o să ne explice și Dinu Maxer de ce crede că așa Smiley și cu Damian Drăghici l-au furat pe el, dar o să vedem exact despre ce este vorba. Și exclusivitatea momentului, după multe luni de suferință, de aceea nici nu l-ați mai văzut, alături de noi vine un bun prieten. Luni și luni de încercări au trecut peste Jean Paller. Cu același zâmbet, dar cu multă dârzenie, pentru că a luptat din nou cu boala, vine Jean Paller alături de noi, aici pe canapea, să povestească ce s-a întâmplat. Nu a fost bine și cu Ioana Popescu în ultima vreme, nu știu exact când a fost foarte bine cu ea în general, dar de data aceasta o să iasă niște chestii în evidență. Așa cum revine alături de noi milionarul Nic Rădoi să povestească despre lupta cu cancerul și la sfârșit un regal pentru toate doamnele și pentru toți cei care doresc să știe cum este în casa unei dintre cele mai de succes femei de afaceri în România, frumoasă, bogată, ce cămin, ce secrete sunt acolo, o să vedeți ceva foarte tare până la sfârșit. Așadar, hai să-i dăm drumul. Livia, înapoi la tine. Mulțumesc, Cristi, suntem copii cu ochii pe voi. Mergem mai departe. Acum peste un milion de români și-au sărbătorit onomastica de Sfântul Gheorghe. În tradiția populară, Gheorghe este considerat zeu al vegetației și protector al animalelor. Tradiția spune că de Sfântul Gheorghe casele trebuie împodobite cu crenguțe verzi care să alunge toate necazurile. Crenguțele sfințite la icoana făcătoare de minuni se pun inclusiv la staulul animalelor. Aceste crenguțe cu muguri ar avea puteri nebănuite de ocrotire a pășunilor și fânețelor împotriva duhurilor rele. Noi de Sfântul Gheorghe aducem crenguțe sfințite de la biserică să punem la oile noastre pentru a fi ferite de boli, de animale sălbatice,
de vrăjitori ca să nu ia mana la lapte. De Sfântul Gheorghe se face și tocmeala ciobanilor care vor lua în primire oile și le vor duce în munte unde vor fi ținute până de Sfântul Dumitru. Numai că în acest an ciobanii au mai multe cerințe. Eu vreau așa, 6 kg de brânză, unul de burdă, la coasă, vreau și eu 3 săptămâni. În ce? Da. Și 30 milioane pe lună. Cred că e cam mult. Ar fi bine 20 și oile scutite. Și oile scutite, dar măcar 25. Eu am 70 de oi, mai mult, ca băiatul. Cât brânză îmi dați de bucată? Dacă așa. Lui dau 25, hai să-ți dau 20. O altă tradiție de Sfântul Gheorghe ar ajuta fetele tinere să se mărite mai repede. Ostroiul semănat de Sfântul Gheorghe îl va mânca fetele anul care vine cu credința că o să le grăbească nunta. Dar dumneavoastră de unde știți? De la mama mea. Așa a făcut și verișoara mea și s-a măritat. Acum are și un copil. În calendarul popular, Sfântul Gheorghe este considerat zeul vegetației, protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor. Se spune că atunci când se aud primele broaște cântând, Sfântul Gheorghe ia cheile de la Sfântul Dumitru pentru a deschide drumul naturii spre viață, el fiind considerat cap mare de primăvară, înverzitorul întregii naturi, semănătorul tuturor culturilor și închizătorul anotimpului friguros. Superluna roz ne-a oferit noaptea trecută un spectacol astronomic deosebit. În ciuda numelui său, astrul ceresc nu a fost colorat în roz, ci a afișat o nuanță aurie în apropierea orizontului. Imaginile nu au nevoie de niciun comentariu. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Un bar din Londra a devenit celebru peste noapte. The Black Dog nu este acum doar un pub în capitala britanică, ci și numele unei melodii de pe albumul The Tortured Poets Department. Watched as you walk into some bar called The Black Dog and pierce new holes in my heart, you. Fanii Taylor Swift se îngrămădesc în The Black Dog, un pub din sud-vestul Londrei, după ce numele i-a apărut într-o piesă de pe noul album al cântăreței. Reprezentanții pubului londonez au anunțat că recunoașterea internațională a fost incredibilă. Obviously been so nice to see. We're a very cozy small neighborhood pub. So something like this happening is a dream, you know, it's something that money can't buy and we're just so thankful to the fans because they've just been amazing. Pubul a primit mii de de la fanii care doreau să cumpere diferite suveniruri, iar numărul de clienți a crescut enorm. Managerul n-a mai făcut față valului de solicitări și și-a chemat personalul de acasă. Yeah, it's cool. I really like going to places that are mentioned in songs. I was in New York last year and I also did a little Taylor Swift walking tour by myself of the places that she's mentioned there. I like the vibe. I like some of them are very catchy and some of them are quite slow. I just like her lyrics as well. And I feel like all the songs are personally written about my life, you know. Fanii artistei sunt convinși că melodia face referire la fostul iubit, actorul britanic Joe Alwyn, originar chiar din Londra. S-au despărțit în aprilie 2023, după 6 ani de relație. Ca urmare, proprietarii se gândesc să inaugureze o serie de produse dedicate cântăreței. We've got a Swift burger that we've put on. We've also got a couple of cocktails, brackets, Taylor's version. Pe de altă parte, câinele negru în folclor reprezintă depresie. Angajații barului chiar au spus că vor verifica înregistrările de pe camerele de supraveghere să vadă dacă Taylor Swift chiar a fost sau nu acolo. There's a seat table exclusive hire booking whenever she wants it. Barul anticipează un alt flux de fani când Eras Tour va veni la Londra în iunie și august. The Tortured Poets Department, The Anthology, este cel de-al 11-lea album de studio al lui Swift și conține 31 de melodii. Albumul a doborât recorduri încă de la lansare. A devenit primul în istoria Spotify cu peste 300 de milioane de streamuri într-o zi. Peisaj apocaliptic în Grecia din cauza prafului saharian. Ceața portocalii a înghițit Atena și alte orașe grecești. Autoritățile elene spun că este unul dintre cele mai grave episoade din ultimii ani. What is going on? I never saw this since I'm here. It's completely orange. The sun should be there somewhere.
Imaginile cu cerul în nuanțe de portocaliu au făcut înconjurul internetului. Autoritățile au avertizat asupra faptului că particulele de poluare pot reprezenta riscuri pentru persoanele cu probleme de sănătate. Grecia a mai fost afectată de norii de praf din Sahara la sfârșitul lunii martie și la începutul lunii aprilie. Uitați pentru o clipă de vremea rece din această perioadă și haideți să ne gândim la zilele calde petrecute pe o plajă cu apă cristalină și peisaje care staie respirația. Pentru că da, astfel de locuri există și în Europa. Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Acum rămâneți pe Prima TV pentru că urmează exclusiv VIP cu Cristi Brancu, iar de la ora 18, colega mea Andreea Berecleanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. O după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere!